Salutare tuturor, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, eu sunt Georgiana, iar videoclipul de astăzi vreau să vă arăt ce mi-a cumpărat eu de la reduceri. Sezonul reducerilor este în plină desfășurare și m-am gândit că ar fi bine să vă arăt acum ce mi-am achiziționat de la reduceri, pentru că, nu știu, poate ceva din ce vă arăt vă atrage și vouă atenția, vă place și vreți să vi-l achiziționați. Am să vă las în bara cu descrieri link-uri către toate aceste produse. Fiecare produs are un anumit cod de referință și dacă doriți să căutați în magazine un anumit produs, eu vă sfătuiesc să vă duceți cu acel cod de referință în magazin, să-l dați unui consultant, iar ei o să vă caute produsul în baza lor de date și o să vă spună dacă este disponibil în magazinul respectiv sau în același magazin, dar din altă locație. O să trec să vă arăt ce am achiziționat. Eu mă bucur foarte tare când reușesc să fac mici cumpărături de genul acesta, să cumpăr chestii de îmbrăcat sau accesorii și vreau să par cu voi această bucurie. Dacă vă interesează o anumită informație despre produsele pe care eu vi le-am prezentat aici, îmi spuneți în zona de comentarii și o să vă răspund cu siguranță. Bun, haideți să începem cu încălțămintea. Nu am foarte multe aici, am o pereche de sandale și o pereche de ghete. Ambele sunt de la H&M cumpărate. Am această pereche de ghete, este din piele, interior, exterior, sunt de o calitate chiar foarte bună. Cei de la H&M au o anumită secțiune, premium quality, iar produsele pe care le cumpărați de la această secțiune, într-adevăr, sunt de o calitate extraordinară. Mai am încălțăminte cumpărate de la ei. Aceste ghete au fost undeva la 100 de RON. Cam așa arată de aproape. Au un fermoar la spate, sunt foarte drăguțe. Acestea sunt ghetele, îmi plac foarte mult. Ce să zic, abia aștept să le port. Următoarea pereche de încălțăminte ar fi, da, tot de la H&M, ar fi aceste sandale. Aceste sandale, evident, deja le-am purtat pentru că sunt sandale. Nu sunt din piele, acest material din față imită pielea întoarsă, dar nu este piele întoarsă, este piele ecologică. Au talpa aceasta ca de rafie, cred că zic bine. Îmi plac foarte mult, sunt foarte ușoare, sunt extraordinar de comode, chiar dacă au talpa aceasta ușor înaltă. Chiar mă simt foarte bine în ele, toată ziua n-am probleme dacă stau cu ele încălțată. La capitolul accesorii, bijuterii, nu am foarte multe să vă arăt, am o singură pereche de cercei. Mai exact, această pereche, acest model, sunt niște cercei cumpărați de la Zara. Această pereche de cercei o găsi și pe argintiu. Eu mi-am luat așa auriu cu verde, i-am purtat într-un vlog. Nu știu dacă ați fost pe fază, o să vă las oricum link către acel vlog. Sunt destul de ok în ureche, nu sunt foarte grei. Eu nu am probleme cu pielea, în sensul că dacă port alt fel de materiale decât materiale prețioase, aur sau argint, pielea mea să reacționeze și să fac diverse reacții alergice, deci sunt ok din punctul acesta de vedere. Așa că pot să port și cercei gen gablonți din materiale comune, nu mă deranjează. Dar cu acești cercei chiar mă simt foarte bine, nu sunt absolut deloc grei. Am să rămân tot la zona de accesorii și vreau să vă arăt două gentuțe pe care mi le-am cumpărat. Prima este geanta de plajă pe care v-am arătat-o în videoclipul cu ce am în geanta mea de plajă. Este vorba despre această geantă. O să vă las link către acel videoclip ca să vedeți geanta mai în amănunt. Am prezentat-o deja acolo. Este o geantă de la Zara. Foarte multe chestii pe care o să vi le prezint sunt de la Zara, dar asta este. Aceasta este una dintre genți. Și mai am încă o gentuță, este vorba de aceasta. Este o gentuță din piele întoarsă. Cam așa arată de aproape. Nu este foarte încăpătoare, înăuntru buzunarul este destul de mic, are și un buzunărel aici la spate unde se pot pune actele, de exemplu. Cam așa arată gentuța, are o baretă destul de lungă, bareta oricum se poate regla, arată foarte drăguț, îmi plac aceste detalii de aici și aceste franjuri, am văzut că sunt foarte la modă franjurile, atât la încălțăminte cât și la gentuțe. Nu sunt adeptă acestui stil în mod deosebit, dar aceste mici detalii aici chiar îmi plac. Bun. Haideți să trecem acum efectiv la haine, pentru că am vrut să trec, să scap repede de aceste accesorii și încălțăminte. Nu au fost foarte multe. Îmi cer scuze dacă unele dintre ele sunt puțin șifonate, dar în fine. Asta este. Prima bluză este o bluză de la Mango. Cam așa arată bluza. Este o bluză foarte largă, foarte amplă, este un material ușor mătăsos, arată foarte, foarte drăguț, are un print interesant cu niște tigri, o chestie de genul acesta. Îmi place, arată foarte bine,
Jos are această bentiță care se prinde efectiv în talie și aici în lateral are câțiva năsturei. Următoarea bluză este aceasta, stil IE de la Zara. Are aceste aplicații aici pe față și pe mânecă, aceste cusături. O să vin mai aproape ca să vedeți detaliile. Este dintr-un material foarte ușor, foarte vaporos. La gât are acest detaliu, are un mic volănaș care se regăsește și la mânecă. Aceasta este bluza, arată foarte drăguț, mie îmi place. Am și două eșarfe pe care vreau să vi le arăt. Prima ar fi aceasta. Este o eșarfă cu mai multe printuri. Nu știu cum tot o să fac ca să o vedeți și voi ca lumea. Este o eșarfă care are mai multe printuri pe ea. Este dintr-un material foarte drăguț. Toate printurile sunt florale, dar arată bine, mie îmi place. Este un material foarte, foarte, foarte moale. A costat 29 de lei această eșarfă. Și cealaltă eșarfă pe care mi-am cumpărat-o ar fi aceasta. Este o eșarfă foarte, foarte mare, dar este ceva mai groasă decât cea pe care v-am arătat-o mai devreme. Cam așa arată. Aici este un model negru cu așa o culoare a muntului, nu știu ce nuanță este asta exact. Iar în partea de jos are acest model ușor diferit față de cel de sus ca și culoare. Este un pic mai greu aici materialul. Îmi place și această eșarfă foarte mult, vine foarte, foarte bine la gât, este genul de eșarfă pe care poți să o iei atât la gât cât și peste, nu știu, peste o bluză, dacă este un pic vânt afară și nu vrei să iei o haină foarte groasă. Mi-am cumpărat și un caftan, așa se numește acest articol vestimentar, eram îmbrăcată cu el, îl purtam în videoclipul cu ce am în geanta mea de plajă. Cam așa arată. Este ca un fel de sacou, dar nu este chiar sacou. Are o broderie foarte frumoasă, broderia este cu blămarin, o să vin mai aproape ca să o puteți vedea. Are un cordon și are aceste detalii la ciucurile de la cordon. Este foarte drăguț, mi-a plăcut, l-am luat cu mine la plajă ca să mă protejez de razele nocive ale soarelui. Am și o pereche de blugi pe care vreau să vi-o arăt. Este o pereche de blugi drepți, nu sunt skinny jeans. Au aceste mici detalii aici pe picior, în partea de sus. Sunt un pic rupți, dar nu se vede nimic prin ei. Același detaliu se regăsește și pe piciorul opus, doar că mult, mult mai mic. Da, sunt blugi drepți, cam așa arată. Îmi plac foarte mult, îmi doream o pereche de blugi drepți. Talia este una, nu este o talie joasă, dar nici super înaltă, e o talie ok, confortabilă, arată bine. Am și un hanorac pe care vreau să vi-l arăt, ați văzut aici pe canalul meu de YouTube că am purtat fel și fel de tricouri cu diverse mesaje haioase pe ele. E bine, nu am doar tricouri cu mesaje haioase, am și hanorace, acesta este unul dintre ele. Mi-a plăcut foarte mult mesajul, be bright, don't look for the light, become it. Mesajul chiar mi s-a părut super drăguț. Îmi place că este un hanorac gri, îmi place culoarea, este foarte ușor de purtat, la blugi, la fel și fel de alți pantaloni. Arată foarte bine, este foarte confortabil, este din bumbac, materialul este ok. Și foarte important, nu lasă scame, pentru că am mai probat eu hanorace, dar materialul de desubt, plușatul acesta care este pe interior, de multe ori lasă scame. Acesta nu lasă scame, deci este super ok. Și foarte mult mi-a plăcut efectiv mesajul de pe hanorac. În rest este ceva super simplu, gri, nimic ieșit din comun. Mai departe am un plover pe care vreau să vi-l arăt. Este un plover beige. Cam așa arată. Are aici două buzunare. Da, unul stânga, unul dreapta, evident. Mâneca este așa un pic lăsată. Îmi place foarte mult acest plover, este foarte călduros. Bun, acesta este un plover, mai am încă un plover pe care vreau să vi-l arăt. Acesta este al doilea plover pe care mi l-am cumpărat. Este un plover negru care pe spate este gri. Dacă nu ar fi fost cusăturile atât de evidente, pentru că etichetele se pot da jos fără probleme, dacă cusăturile aici la mânecă nu ar fi fost atât de evidente, ar fi putut fi foarte ușor un plover cu două fețe și să-l pot face atât gri cât și negru. Acest plover a venit în mai multe combinații de culori. A fost acest negru cu gri, negru cu beige, a fost și gri cu beige. Mie mi-a plăcut foarte mult negru cu gri, mie îmi place destul de mult griul. Vine așa în colțuri aici jos, arată foarte drăguț, chiar îmi place foarte mult, este foarte moale materialul, dar este în același timp și destul de grosuț. Următoarea piesă pe care vreau să vă arăt este o haină, este o hainuță neagră, are mâneca 3 sferturi sub formă de clopot, cumva este mâneca.
Cam așa arată găinuța, se prinde în câteva capse, este puțin șifonată, îmi cer scuze că sunt oarecum șifonate, hainele au stat toate împachetate frumos în câteva cutii, pentru că nu le-am scos de acolo să le pun la locul lor, ca să pot să vi le arăt în acest videoclip. Bun, aceasta este găinuța, are și buzunare. Este o hainuță destul de elegantă, mie îmi place foarte mult, arată foarte bine. Nu mai am foarte multe piese, așa că haideți să mergem mai departe. Am să trec la rochițe și prima pe care vreau să vi-o arăt ar fi această rochiță neagră, este cu mânecă lungă. Este o rochiță destul de elegantă, zic eu, pentru că este neagră, este din acest voal semi-transparent. Această rochie este pe dedesubt dublată, deci nu o să se vadă prin ea ce nu trebuie să se vadă. Are acest imprimeu destul de drăguț, un fel de buchețele de flori. Arată foarte bine, mie îmi place foarte mult această rochie. Este mai degrabă o rochie de ocazie, de seară, da, cum am zis, dar nu strică niciodată să-ți cumpere astfel de piese în garderobă. Următoarea rochiță este cea de pe mine. Ați mai văzut-o în videoclipurile mele, dar vreau să vă arăt. Îmi place foarte mult această rochiță, este foarte ușoară. Este un material extrem de ușor de purtat, ușor de călcat, nu este deloc pretențios. Arată bine, zic eu, îmi plac culorile foarte mult, îmi place acest imprimeu floral foarte vesel, îmi place că este pe albastru, care puțin galben, v-am zis culoarea mea preferată este galbenul. Și ultima piesă pe care vreau să vi-o arăt este tot o rochiță ușoară de vară, este lungă de data aceasta. Cam așa arată rochia, are iar un imprimeu foarte drăguț, foarte vesel, un imprimeu floral cu galben, cu verde, cu puțin roz. Această rochie are spatele, da, are spatele gol, se poate observa aici, are spatele gol și se leagă după gât cu un șiret foarte, foarte drăguț. Cam așa arată și șiretul. O să vă arăt mai de aproape imprimeul ca să-l vedeți și voi mai bine. Bun. Și era să uit, trebuie să vă arăt și pălăria. Mi-ați văzut această pălărie și în videoclipul, da, pe care l-am filmat la plajă când am fost plecată. V-am vorbit despre pălăria aceasta și într-un vlog pentru că mi se rupsese și a trebuit să o schimb. Da, este vorba despre această pălărie. Este o pălărie de paie, este foarte drăguță, foarte ușoară, protejează de soare. Își face treaba, da, ce trebuie să facă o pălărie, este protejeze de soare. Acesta este rolul ei și aceasta o face destul de bine, arată foarte drăguț. Cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Sper că v-a făcut plăcere să-l urmăriți. Eu m-am bucurat foarte tare că am reușit să-mi cumpăr aceste hăinuțe, accesorii, încălțăminte și am vrut să împart această bucurie cu voi. Vreau să-mi spuneți în zona de comentarii voi ce v-ați cumpărat de la reduceri, ce ați găsit prin magazine interesant, la prețuri super, super bune. Acestea au fost alegerile mele. Mă bucur foarte mult de aceste produse. Abia aștept să le pot purta. Alte sugestii de videoclipuri, dacă vreți să vedeți ceva anume pe canalul meu, îmi spuneți în zona de comentarii, întrebări despre produsele pe care vi le-am prezentat aici, dacă aveți alte întrebări, la fel îmi scrieți acolo. Încerc să vă răspund la toate pe cât posibil, la toate comentariile. Și acestea fiind spuse, nu uitați să dați un thumbs up acestui videoclip dacă v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, puteți să dați un thumbs down, nu mă deranjează. Da! Să vă subscrieți canalului meu pentru mai multe videoclipuri și nu uitați că mă puteți găsi și pe toate canalele social media, Facebook, Instagram și Snapchat. Peste tot ID-ul meu este Chicken Quest, scris într-un cuvânt. Și până data viitoare v-am pupat, toate cele bune, la revedere!